Ce fericit este omul care stă la picioarele lui Iisus Hristos și care are nădejdea că Dumnezeul cerului și al pământului este Dumnezeul lui. Frați și surori, vă invit să citim din cuvântul Domnului în această seară, Romani, capitolul 8, versetul 9. Romani, capitolul 8, versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Vă salutăm încă o dată, vă mulțumim că sunteți aici. Știm că este un efort pentru fiecare, însă suntem bucuroși și onorați să fim împreună în prezența Domnului. Suntem cu foarte mulți oameni de pe alte continente care online sunt cu noi în această seară. Vrem să vă salutăm și să vă binecuvântăm. Înainte de predicarea Evangheliei, vreau să mai spun câteva scurte anunțuri. Pentru că mâine seară este stăruință, nu va fi studiu cu familiile. Și pentru că vineri seara este stăruință, serviciul de tineri se va transforma în rugăciune. Colecta specială pentru Paști este $9,108. Suma care s-a strâns pentru monitorizare video este 4.180. Îmbunătățirea audio-video 7.444. Prima colectă s-a încheiat, ultimile două nu. Dacă ești aici și te simți responsabil pentru această biserică, atunci te rog frumos, lasă să-ți pătrundă în suflet nevoile și nu fugi de ele, pentru că Dumnezeu n-a fugit de nevoia ta. Când a fost în Ghețimani, în drum spre Golgota, a avut un moment de ezitare și a spus: Tată, nu se poate altfel? Nu pot să găsești altă soluție să nu beau paharul? Mi-e așa de greu? Dar privind la oamenii care mergeau spre iad, a spus: totuși, să se facă voia ta. Nu i-a fost ușor. Lacrimile s-au transformat în picături mari de sânge, ca de sânge. Și a plâns, și a suferit, și s-a prăbușit sub greutatea lemnului crucii pe Via Dolorosa, pe drumul durerii. Lui Iisus nu i-a fost ușor și nici nouă nu ne este ușor. Îl urmăm pe unul care a mers până la capăt, a și trăit, a și murit pentru Dumnezeu. Vă invit, cei care mai aveți pe inimă, mergeți la casierie când se va termina serviciul și participați cu donații mai mari sau mai mici, după putere, pentru monitorizarea video. Este o nevoie și nu ne oprim până când nu o să o împlinim. De asemenea, îmbunătățirea audio-video este o altă nevoie. Dacă aveți pe inimă, lăsați-l pe Domnul să vă folosească. Oricum îl va folosi pe alții, dar ce bine este să fim și noi printre cei folosiți. Acum, scumpi frați și surori, dragi oameni ai lui Dumnezeu, vrem să stăm înaintea Domnului cu toată responsabilitatea și în numele Mântuitorului Iisus Hristos să privim la Evanghelia aceasta la care au privit generațiile de până astăzi. Oameni de toate soiurile și-au găsit în cartea aceasta iertarea păcatelor, vindecarea bolilor și pace pentru sufletul lor. Au murit cu zâmbetul pe buze, pentru că această carte le-a dat speranță. Și au murit cu speranța că într-o zi, Iisus Hristos o să se țină de cuvânt întorcându-se după ei. Și noi în seara aceasta suntem onorați să-L cunoaștem pe Domnul și să stăm în prezența Domnului și în prezența Evangheliei sale. Cu două săptămâni în urmă, am procedat la un cuvânt de predică pe care l-am numit Botezul cu Duhul Sfânt. Și în această seară continuăm cu lecția numărul 2, care poartă același nume.
Și vom spune câteva cuvinte de introducere care au rostul să ne introducă în ceea ce s-a spus data trecută și apoi să continuăm pentru învățătura noastră. Sfântul Apostol Pavel, în a doua parte a versetului 9, citit în această seară, afirmă că cine nu are Duhul lui Hristos nu este al lui Hristos. Asta înseamnă că cine nu are Duhul lui Hristos, nu-L are pe Hristos, nu-L are pe Tatăl și nu este membru în împărăția lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu aplică mântuirea pe care a realizat-o Iisus Hristos, lucrează sfințirea și maturizarea celor care au primit mântuirea lui Iisus Hristos, împuternicește prin puterea Duhului pe cei care se dedică pentru slujire și pentru împărăție și desăvârșește pe cei credincioși în perspectiva răpirii și a trăirii veșnic cu Domnul în împărăția sa. Asta face Duhul Domnului. Slăvit să fie El! Duhul Domnului este implicat în interiorul omului făcând lucrarea de pocăință, dându-i sentimentul de vinovăție. Ioan, capitolul 16, versetul 8, dacă vreți, priviți pagina păstorului din buletinul duminical. Continuă cunoașterea din nou, care se face prin cuvântul Domnului și prin Duhul Domnului. Continuă cu sfințirea celui credincios. Ajunge la experiența spirituală de excepție a umplerii, a botezului cu Duhul Sfânt, de care are nevoie fiecare om născut din nou, pentru a se ridica la o treaptă de neprihănire superioară și pentru a se dedica Domnului în slujire în baza puterii pe care a primit-o, pentru că atunci când Duhul se va coborî peste voi, veți primi o putere, nu doar o experiență spirituală, ci veți primi o putere. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, 1 Corinteni capitolul 12. Duhul Sfânt face o lucrare în interiorul omului. Omul se pocăiește, se naște din nou, se sfințește și se umple de Duhul Sfânt. În momentul acela, lucrarea din interior iese în afară și devine o lucrare de slujire. Dacă până atunci a fost o lucrare în interior de mântuirea omului, acum devine o lucrare în exterior, o lucrare de slujire. Dacă până atunci a fost o lucrare soteorologică de mântuire, acum devine o lucrare misiologică de misiune, de slujire. Și de asemenea devine o lucrare eclesiologică în biserică, unde se manifestă puterea lui Dumnezeu prin daruri, Roman 12, 1 Corinteni 12, unde se manifestă autoritatea lui Dumnezeu prin slujbe, Efeseni capitolul 4, versetul 11, și unde se manifestă caracterul lui Dumnezeu prin roadă, Galateni capitolul 5, versetele 22 și versetele 23. Aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea numită mare, care vine în oameni pocăiți, sfințiți și născuți din nou, pentru ca să-i folosească acum spre folosul altora, după cum pe alții a folosit spre folosul lor. O lucrare care începe în interior și continuă în exterior. O lucrare care mântuiește și se transformă în slujire. Data trecută ne-am oprit la subpunctul numit semnul botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că noi am spus că botezul cu Duhul Sfânt nu se primește în momentul pocăinței, în momentul nașterii din nou, și nu înseamnă sfințire. El poate fi primit și în situația aceasta, dar de obicei, el este o experiență separată care vine în urma pocăinței, nașterii din nou și sfințirii. De obicei se întâmplă așa, e o experiență separată care de obicei are timp, are loc în timpul rugăciunii, dar potrivit Fapte, capitolul 8 și 19, poate avea loc într-un moment când niște oameni ai lui Dumnezeu împuterniciți își pun mâinile peste poporul Domnului, sau poate avea loc potrivit Faptele Apostolilor, capitolul 10, în momentul ascultării Evangheliei lui Iisus Hristos, dar de obicei, potrivit Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu 14 și capitolul 2 cu 1, el are loc în timpul stăruinței, în timpul rugăciunii insistente.
Așa că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență separată de pocăință, de nașterea din nou și de sfințire. Este o experiență după care trebuie să tânjească sufletul omului, pentru că înseamnă mai multă apropiere de Dumnezeu și înseamnă putere din Dumnezeu venită în el. Înseamnă darul Duhului Sfânt. Petru spunea: pocăiți-vă, primiți botezul în apă și apoi primiți darul Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt a lucrat pocăința, pentru că Duhul Sfânt a lucrat nașterea din nou, pentru că Duhul Sfânt a lucrat sfințirea, acum primim darul Duhului Sfânt, acum primim o putere pentru ca să mergem, o putere ca să ieșim afară, o putere ca să spunem despre Hristos. Asta înseamnă slujire. Mântuire înseamnă să ascultăm despre Hristos. Slujire înseamnă să spunem despre Hristos. Mântuire înseamnă să se întâmple noi lucrarea lui Dumnezeu. Slujire înseamnă să se întâmple prin noi, pentru alții, lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă s-a întâmplat în noi, acum noi ne lăsăm folosiți să se întâmple înspre alții. Dacă alții au fost niște instrumente pentru mântuirea noastră, noi devenim instrumente pentru mântuirea altora. Ce ajunsesem data trecută? La semnul botezului cu Duhul Sfânt. Din cele 5 experiențe, singurele existente în Biblie, toate 5 prezente în Faptele Apostolilor, Ierusalim, Samaria, Cezarea, Efes și Damasc, Fapte 2, Fapte 8, Fapte 9, Fapte 10 și Fapte 19. Fapte 2, Ierusalim. Fapte 8, Samaria. Fapte 9, Pavel pe drumul Damascului. Fapte 10, casa lui Corneliu Cezarea. Fapte 19, ucenicii lui Ioan în Efes. Sunt singurele experiențe prezentate în Biblie, pentru ca noi să ne dăm seama cum s-a întâmplat atunci. La fel se va întâmpla și acum. Și Scriptura ne spune, în 3 dintre aceste 5 experiențe, că a existat un semn vizibil, însoțit și de alte manifestări, dar întotdeauna a existat același semn vizibil, vorbirea în limbi. În cel de-al 4-lea exemplu, cel al lui Pavel, ne spune doar că Anania vine la el și îi spune: Pavele, am venit la tine ca să mă rog și să fii vindecat și umplut cu Duhul Sfânt. Iar Pavel mai departe, în 1 Corinteni capitolul 14, spune: eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. În Samaria, Fapte 8, nu se spune că au vorbit în limbi, dar Scriptura ne spune că cei care erau în jurul lor au văzut ceva special întâmplându-se. E bine, din cuvântul lui Dumnezeu noi credem, Fapte 2, Ierusalim, Fapte 2, Samaria, Fapte 9, Damasc, Fapte 10, Cezarea, Fapte 19, Efes, că semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Însă, nu doar semnul inițial al vorbirii în limbi este dovada botezului cu Duhul Sfânt. Este adevărat că semnul inițial e vorbirea în limbi, dar pe lângă semnul inițial există dovezi ca proces. Și aceste dovezi ca proces le găsim în cuvântul Domnului atunci când spunem că primirea și manifestarea unei puteri este dovada botezului cu Duhul Sfânt. Iisus a spus în Fapte 1 cu 8, când Duhul Sfânt se va coborî peste voi, veți primi putere. Dacă nu este puterea, când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi putere. Iată dar că puterea face dovada că Duhul Sfânt a venit. Această putere, în limba greacă, este cuvântul dunamis, care înseamnă dinamită. În Noul Testament sunt două cuvinte în limba greacă pentru putere: autoritate și putere. Ei, cel care este folosit pentru botezul cu Duhul Sfânt și pentru ceea ce se întâmplă în urma botezului este primirea unei autorități dumnezeiești care face diferența. Dacă atunci când ești flămând și la un moment dat mănânci, se face diferența. Devii mai vioi, începi să zâmbești, nu mai ești crispat, nu mai te ții cu mâna de stomac, nu mai ești așa posomorât, se face diferența. Ai mâncat. Cu atât mai mult se va face diferența în cineva în care s-a coborât Duhul lui Dumnezeu. Apoi, cuvântul Domnului ne spune că neprihănirea
care se exprimă prin priorități neprihănite, prin valori neprihănite, prin comportament neprihănit, prin vorbire neprihănită. 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Iacov 3:2-18. Toți greșim în multe feluri. Toți greșim în multe feluri. Toți greșim în multe feluri. Continuăm. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâu în gură ca să ne asculte, le cârmuim, le conducem tot trupul. Iată, și corăbiile, cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, adică mari, puternici, totuși, sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Tot așa și limba e un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. E un foc mic și aprinde o pădure mare. Limba este un foc, e o lume de nelegiuire. Ea este aceea dintre mădularele noastre, care murdărește tot trupul și aprinde roata vieții, când e aprinsă de focul ghienei al iadului. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de oameni, dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna și este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul Tatăl nostru și cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese binecuvântarea și iese blestemul. Oh, frații mei, nu trebuie să fie așa. Stop! Oare din același izvor țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi e înțelept și priceput? Să-și arate purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară, unde e puterea? Dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți spunând, vorbind împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este firească, drăcească. Și putem continua. Ceea ce am vrut să spun că atunci când Duhul Domnului și puterea Duhului și darul Duhului intră în viața unui om, prioritățile, valorile, vorbirea, comportamentul, întreaga viață în manifestarea exterioară și în starea interioară se schimbă. Dacă nu se schimbă, atunci întreb: vine Duhul Domnului și nu schimbă nimic? Ba da, El vine și schimbă. Slăvit să fie numele Lui. Apoi, în al patrulea rând, pe lângă primirea și manifestarea unei puteri, pe lângă neprihănirea care se manifestă în multe feluri, este manifestarea unui dar, a unei slujbe și a unei lucrări. 1 Corinteni 12:4-6. Sunt felurite daruri, dar e același Duh. Sunt felurite slujbe, dar e același Domn. Priviți, Duh Domn. Sunt felurite lucrări, dar e același Dumnezeu. Priviți, Duh, daruri, Domn, slujbe, Dumnezeu, lucrări. Aș vrea, frați și surori, să ne oprim acum asupra subiectului pe care vreau să-l prezint în această seară, și anume, de ce este nevoie de stăruință pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt? Această doctrină a Bisericii Pentecostale trebuie să fie sprijinită pe Cartea lui Dumnezeu, Biblia, și trebuie să fie inspirată din Cartea lui Dumnezeu, Biblia. De aceea vrem să rostim și să afirmăm Evanghelia, vrem să îmbărbătăm și să învățăm poporul lui Dumnezeu și vrem nu doar să punem la respectul pe care îl merită rugăciunea și rugăciunea insistentă, dar să spunem și cum să face asta, pentru ca să motivăm poporul lui Dumnezeu la intrarea în rugăciune și la folosirea rugăciunii. Rugăciunea nu este o practică a bătrânilor, este o practică a oamenilor care îl urmează pe Hristos. Hristos n-a avut 70 de ani, a avut 30 și s-a rugat. S-a rugat și ziua și noaptea la 30 de ani. S-a rugat seara, s-a rugat noaptea, s-a rugat dimineața, s-a rugat ziua, tot timpul s-a rugat și avea 30 de ani. N-a muncit pentru lucrurile vieții, nici n-a avut timp de asta.
Într-o zi n-a avut ce să mănânce și i-a trimis pe ucenici să vină cu mâncare. Și era flămând. Și când aceștia au adus mâncare, el evangheliza o femeie la fântâna din Samaria și nu s-a oprit să facă asta, pentru că sufletul acelei persoane era mai important decât stomacul lui. Și a spus, voia mea e să, rolul meu e să fac voia lui Dumnezeu. Mergeți voi și mâncați, pentru că voi aveți mai multă preocupare decât mine pentru lucrurile vieții. Eu am mai multă preocupare decât voi pentru lucrurile spirituale. Care ne e preocuparea, ne este și comportamentul. Și unde ne este inima, acolo suntem și noi. Și unde ne e inima, acolo ne sunt și banii. Pentru lucrurile pe care le iubim avem bani. Dacă vrei să schimbi roțile la mașină, poți să dai 5.000 de dolari pe roți din alea, nu mai știu cum se numesc. Dar dacă în casa lui Dumnezeu se face o strigare, n-ai bani. Dar dacă vrei să spui turbo la mașină ca să faci dâre în parcare, ai bani. Și vrei să continui? Ce rost are? Revenind la cuvântul lui Dumnezeu pe care vrem să-l punem în fața poporului în această seară, plecăm de la Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14, acolo unde avem învățătura Domnului Iisus Hristos, pe care noi o respectăm pentru că îl respectăm pe El. Dacă îl respectăm pe El, noi respectăm învățătura Lui. Și noi credem că ce a spus Domnul nu este valabil doar pentru 100 de ani. Dacă noi credem că ceea ce a spus Iisus, o parte din ce a spus Iisus, e valabil doar pentru primul secol și apoi nu vă întreb. De unde știm că numai lucrul acela a fost valabil pentru primul secol și nu și celelalte? Atunci și a nu minți a fost valabil numai pentru primul secol, acum putem minți. A nu fura a fost valabil numai pentru primul secol, acum putem fura. A nu curvi a fost valabil numai pentru primul secol, acum putem curvi. Dacă ne permitem să spunem că anumite lucruri din Scriptură, pentru că așa ne place nouă să fie, au fost doar pentru primul secol, ce criterii de selecție avem să știm că ăsta a fost pentru până la primul secol, ăsta până la al doilea și ăsta până la al douăzecilea? Ce deștept ești tu? În momentul în care ne permitem să selectăm lucrurile din Scriptură, nu vom mai ști pe care să le lăsăm și pe care să le oprim. Riscul de a selecta lucruri din Scriptură este îndrăzneala ridicolă a oamenilor care nu vor să iasă din tipare bisericești, nu vor să iasă din tipare teologice personale, și se luptă cu cuvântul lui Dumnezeu deformându-l ca să-l aducă la nivelul interpretării lor. Dumneavoastră știți că eu vă iubesc și nu vreau să supăr pe nimeni. Nu sunt aici să transpir ca să supăr pe cineva. Dar eu știu că sufletul dumitale este mai scump decât toată lumea asta pusă la un loc. De aceea ai nevoie de cineva care să-ți spună că Evanghelia lui Iisus Hristos nu este valabilă numai pentru primul secol. Evanghelia lui Iisus Hristos este valabilă pentru cât va ține veacurile. Și dacă îți permiți să spui că un lucru se oprește la primul secol, întreb, celelalte lucruri de ce nu se opresc la primul secol? Ce criterii de selecție ca să faci diferența ai? Ori le lași pe toate, ori le oprești pe toate. Ce înseamnă stăruință? Versetul 14, Fapte, capitolul 1. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Nu se rugau, stăruiau în rugăciune. Ce înseamnă să te rogi? Înseamnă să vorbești cu Dumnezeu. Ce înseamnă să stăruiești în rugăciune? Înseamnă să te rogi și să nu prea te oprești, să tot insiști. Și în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc și atunci a venit promisiunea lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară să spun câteva lucruri care explică cum anume trebuie să stăruim și de ce să stăruim. Și o să vă rog să mă ascultați cu maximă atenție. Stăruința este un lucru complex și este caracterizată de anumiți factori care colorează stăruința ca pe un tablou. Primul factor care dă statut de stăruință unei rugăciuni este importanța. Importanța este convingerea puternică că un lucru trebuie făcut cu orice preț. Adică, dacă un lucru e important pentru mine, o să-mi fac timp să-l fac. Cât de important este pentru noi
Să mâncăm. Foarte important. Drept pentru care mâncăm de cel puțin 2-3 ori pe zi. Că mâncăm un sandwich în timp ce conducem sau că ne luăm timp o oră să stăm la un restaurant sau acasă și să mâncăm lunch-ul liniștiți, n-are importanță, dar oricum băgăm ceva în gură. Noi știm că e important să mâncăm, că altfel murim. Și cum, ne cum, ce, ne ce, când, ne când mâncăm. Ei, dacă e importantă mâncarea, demonstrăm că mâncarea e importantă prin faptul că mâncăm de 2-3 ori pe zi. Dacă stăruința este importantă, atunci o vom face. Stăruința este importantă și când ea devine importantă, ea devine convingerea din mintea unui om că trebuie făcută. Asta înseamnă mai întâi să înțelegi că stăruința și insistența în rugăciune este importantă. Importanța se exprimă prin priorități și este întotdeauna direct proporțională cu interesul. Dacă ai interes să fii botezat cu Duhul Sfânt, atunci vei găsi că stăruința este importantă. Dacă pentru tine există un interes pentru botezul cu Duhul Sfânt, atunci metoda de a primi botezul cu Duhul Sfânt, rugăciunea insistentă stăruitoare, va deveni importantă. Vei ține la ea. Dacă n-ai interes să fii botezat cu Duhul Sfânt, vei spune, dar ce, nu sunt mântuit dacă nu sunt botezat cu Duhul Sfânt? Ba da, dar ce legătură are una cu alta? Păi acum nu ești mântuit dacă nu te rogi? Ba da, atunci de ce te rogi? Și ce, nu ești mântuit dacă nu vii la biserică? Ba da, dar atunci de ce vii la biserică? Și ce, nu ești mântuit dacă nu citești Biblia? Ba da, că nu citirea Bibliei te mântuiește. Nu trebuie pusă problema în maniera interesului de piață. Asta mă mântuiește sau nu? Că eu vreau să iau de la Dumnezeu numai ce mă mântuiește. Și după aceea, bye bye. Noi trăim cu Dumnezeu și după ce ne-am atins scopul să fim mântuiți, are și Dumnezeu scopurile Lui. După ce ne mântuiește, ne vrea în slujire, ne vrea în neprihănire, ne vrea în părtășie frățească, ne vrea la picioarele Lui, ne vrea pentru numele Lui. Duceți-vă în toată lumea și predicați și învățați și botezați. De ce nu te duci? Ai un răspuns la întrebarea asta? Dacă o persoană are convingerea că un lucru este important, îl va face prioritar. Când nu faci un lucru, înțeleg că nu e important pentru tine. Spui, n-am avut timp să mă întâlnesc cu tine. Păi știu că eu nu sunt important. Ai avut timp să te întâlnești cu patul? Cel puțin 5-6 ore. Ai avut timp să te întâlnești cu farfuria? Cel puțin de 2-3 ori pe zi. Ai avut timp să te întâlnești cu paharul? Cel puțin de 2-3 ori pe zi. Iată dar că lucrurile acelea sunt importante. Cuvântul Domnului. Luca 11:5-13. Apoi le-a zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini, că a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte, și dacă dinăuntru casei lui prietenul îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa e încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâine, vă spun, atenție, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că e prieten, totuși, pentru stăruința lui se va scula și le va da. Stăruința face diferența, nu cererea. El s-a dus și a spus, prietene, dă-mi pâine, nu-ți dau. Asta a fost rugăciunea, dă-mi, nu-ți dau. Și atunci el a trecut la rugăciune insistentă. Dă-mi, te rog, nu-ți dau. Dă-mi, te rog, nu-ți dau. Dă-mi, te rog, că nu plec până nu-mi dai. Ok, pentru că insiști, îți dau, ia și du-te. Asta se numește stăruință. Dă-mi, Doamne, ai milă, Doamne, iartă-mă, Doamne. Doamne, nu intra la judecată cu mine, som. Nu pune dreptatea ta, Doamne, în fața mea. Doamne, pune mila ta în fața mea. Stăruință, insistență. Noi stăruim pentru că e important să primim ce se primește când stăruiești. Dacă Duhul Sfânt este important, dacă botezul cu Duhul Sfânt e important, atunci vom avea convingerea că trebuie să avem acest interes. Mergem mai departe și observăm că stăruința, pe lângă importanță, înseamnă insistență. Insistent, dacă importanța se manifestă prin convingere și e direct proporțională cu interesul, insistența se manifestă prin repetare și e direct proporțională cu dorința. Cât de mare e dorința să primești botezul cu Duhul Sfânt, atât de mult vei repeta.
Doamne, îndură-te de mine, eu știu că te-am supărat. Doamne, eu știu că mi-a scăpat ieri o vorbă. Eu știu că aș fi putut să fac binele ăla, dar am ținut cont de anumite criterii omenești și am ezitat să-l fac și a trecut șansa când puteam să-l fac. Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Insistența este direct proporțională cu dorința. Nu poți să insiști mai mult decât ai dorință. Am fost cu tinerii la stăruință și cu frații, cu surorile. În ultimile zile Domnul a botezat 5 persoane de la noi din biserică. Și au fost mulți să stăruiască, unii au primit, alții nu. Și acum vreau să îmi iau câteva zeci de secunde și să încerc să vă arăt cum s-a întâmplat. Erau unii acolo care insistau, nu glumă, și aveau o dorință înfocată. Doamne, te rog, ai milă de mine! Doamne, te rog, ai milă de mine! Doamne, vreau neapărat să mă botezi! Doamne, vreau neapărat să vină peste mine o putere! Ei își exprimau dorința prin repetarea rugăciunii, prin insistența în rugăciune. Alții se rezemau așa de un perete, puneau un călcâi pe perete și spuneau, Doamne, se vede din atitudinea fizică că dorința nu era așa de mare. Dorința nu era așa de mare. Întotdeauna insistența în rugăciune e direct proporțională cu dorința. Când ai o dorință puternică, vii la adunare la ora 7 și în minte ai următorul imperativ: Domnul, în această seară mă botează. Și te duci înaintea Domnului și inima se plină de o dorință puternică: Doamne, doresc, dar nu puțin, doresc mult. Și atunci o să stau înaintea ta și o să insist: te rog, Doamne, ai milă de mine. Dar dacă nu mă botează Domnul în 5 minute, nu mi se epuizează dorința și mă ridic. Nu, nu, nu. Rugăciune înseamnă 5 minute. Insistență înseamnă o oră, două. Rugăciune înseamnă mers la pas. Stăruință înseamnă alergare. Rugăciune înseamnă merge 100 de metri. Insistență înseamnă maraton. Întotdeauna stăruința va fi direct proporțională cu dorința. Dacă ai dorință puternică în inimă. Și dorința de unde vine? Din înțelegerea că e important. E important pentru tine botezul cu Duhul Sfânt? Dacă este important, atunci el va motiva o dorință care se va manifesta prin insistență. Doamne, te rog! Doamne, te rog! Nu te lăsa! Insistă! 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 Domnul Iisus spune, dacă voi sunteți oameni și știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce-l cer! Îmi vei spune tu, știe Dumnezeu de ce am nevoie. Auzi? Dar când ți-e copilul bolnav, de ce te rogi? De ce nu te culci liniștit pe o ureche să spui, lasă că știe Dumnezeu că mi-e copilul bolnav? Cum știi tu să faci diferență între lucruri în funcție de interesul tău? Luca capitolul 18, versetele 1 la 8. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase dorință. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea, de oameni nu era rușine. În cetatea aceea era o văduvă care venea rar la el. Nu, 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 n-am citit bine, venea des. În cetatea aceea era o văduvă care venea des la el. De ce venea des? Avea dorință. De ce avea dorință? Că ăsta n-a ascultat-o prima oară. Și a venit și a spus, Domnule, nu mă asculți prima oară, nu-i nicio problemă, vin a doua oară. Vin la dumneata până când mă asculți. Și venea des. Venea, pleca, venea, pleca, venea, pleca, venea, pleca, venea, pleca, avea dorință, venea des. Asta înseamnă stăruință. A treia atitudine a stăruinței, pe lângă importanța care vine din convingerea, din înțelegere, pe lângă insistență care e direct proporțională cu dorința și se manifestă prin repetare, al treilea criteriu sau a treia parte este statornicia. Statornicia e direct proporțională cu disciplina spirituală. Statornicia e direct proporțională cu disciplina spirituală. Adică, dacă iei o persoană care niciodată nu s-a rugat mai mult de 5 minute și îi spui, ok, luni seara vino că noi stăruim pentru botezul cu Duhul Sfânt și îl pui pe genunchi,
El după 5 minute îl doare genunchiul drept, după aceea îl doare și stângul și după aceea îl doare toți trei genunchii. El nu are disciplina spirituală să se roage. Se frichine, se mișcă, se uită, deschide ochii, se mai uită pe tavan, mai vrea la toaletă, vrea apă. N-are disciplină spirituală, nu e un soldat încercat. Se vede că el n-a mai fost pe drumul ăsta, se vede că n-are experiență, se vede că n-a fost pe acolo, n-are disciplină, nu-i statornic, face ce face, iar se trezește, iar mai face ce face, iar se trezește, nu-i statornic. Mă pun pentru că-s disciplinat, sunt obișnuit cu asta. Dacă pui o persoană care conduce așa puțin el prin Chicago și îi dai o mașină și spui, știi ce, Texas, când ajunge în Indiana îi se face somn. Și mai merge 20 de mile, să face foame. Ăla ajunge în Texas peste 2 săptămâni. Dar dacă îi dai la un șofer de trac care tot timpul face Texas-Chicago, ăsta, nu știu cât, am putea să-l întrebăm pe Grig sau pe alții care fac slujba asta, dar îl ajunge repede. De ce? El e disciplinat cu asta. Mănâncă din mers, stă treaz când ar trebui să doarmă și e obișnuit cu efortul. Lui este în mână să facă asta, are disciplină. Dacă nu te obișnuiești cu rugăciunea, niciodată nu te vei obișnui cu rugăciunea. Dar dacă mănânci, ți se face foame. Genesa 18, 23 la 33, Avram s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare împreună pe cel bun cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici? Nu, nu-i nimicesc. Dacă sunt 50 de oameni, nu-i nimicesc. Avram a luat din nou cuvântul. Iată, dar Avram a avut disciplină spirituală și nu l-a lăsat pe Dumnezeu cu 50. Avram a luat din nou cuvântul și a zis, Doamne, îndrăznesc să vorbesc din nou. Sunt praf, sunt cenușă, poate că nu sunt 50. Poate că sunt 45. Îi vei nimici pe cei 45? Nu, Avrame, nu, dacă-s 45, nu. Doamne, te rog, mai ascultă-mă odată, poate că nu-s nici 45, poate că-s 40. Îi vei nimici? Nu, Avrame, dacă-s 40, nu. Doamne, stai, nu pleca, dar dacă-s 35? Te rog. Ok, nu-i nimicesc nici dacă-s 35. Doamne, Doamne, stai, iartă-mă, îndrăznesc din nou, dar dacă-s numai 30? Stăruință, statornicie, perseverență, disciplină. Asta înseamnă să stăruiești. Nu să vii într-o seară la biserică și dacă nu e, nu e, să fie Dumnezeu sănătos, eu mi-am făcut datoria. Și în ultimul rând pentru mine în această seară, stăruință înseamnă răbdare. Răbdarea este capacitatea de caracter de a rezista tendinței să te oprești și să te schimbi. Ea întotdeauna este direct proporțională cu speranța. De câte ori nu ați fost la lucru și pe la 12 v-a venit amețeală și a început să vă doară capul? Dacă lucrai pentru altcineva și aveai un serviciu undeva la stat care orică ești, orică nu ești, e tot una, mergeai la șeful și îi spuneai, mă doare capul. Și șeful spunea, dacă te doare capul, du-te acasă. Dar când lucrezi pentru tine sau cât lucrezi, atâta ești plătit. Frate, te doare, nu te doare, stai acolo și înduri și rabzi. De ce rabzi? Că sper că primești ceva. Dacă n-ai primit nimic, ai stat să muncești cu durerea la cap? Nici de cum, n-ai muncit nici când n-ai durere. Iată, dar răbdarea este motivată de speranța că o să fii recompensat cu ceva. Stăruința are acești factori, că rabzi în speranța că vei primi. Cuvântul Domnului. Genesa 32 cu 26. Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta, spunea Iacov. Am răbdare să te țin, pentru că eu am speranța că tu ești bun și mă vei binecuvânta. Eu nu te țin așa degeaba, că eu altfel m-aș culca, am treabă. Dar eu am motive să te țin, eu am nevoie de ce poți tu să-mi dai. De aceea eu nu mă las, eu mă țin de tine și eu rabd până când îmi dai, că eu știu, am speranță că îmi dai. Aș vrea în această seară să stăm înaintea lui Dumnezeu împreună și să ne întrebăm câtă dorință avem. Ea e direct proporțională cu convingerea.
Dacă anumite persoane ne-au pus în minte o convingere nebiblică, atunci dorința este mică sau absentă. Dar dacă privim din Biblie că apostolii s-au schimbat când a venit Duhul Sfânt peste ei, dacă privim că orice persoană din Biblie a fost folosită de Dumnezeu după ce a fost umplută cu Duhul Sfânt, priviți la Ioan, a venit Duhul Domnului peste el, avea în față o lucrare mare. Priviți la părinții lui, Zaharia și Elisaveta, a venit Duhul Sfânt peste ei. Priviți la Petru, la apostol, priviți în Ierusalim, priviți în Samaria, Damasc, Cezarea, Efes, peste tot. A venit puterea. Ce să faci fără putere? Întotdeauna puterea este necesară. Ce-ar face un avion fără putere? Ce-ar face o rachetă fără putere? Ce-ar face o mașină fără putere? Ce-ar face un halterofil fără putere? Ce-ar face un luptător fără putere? Ce-ar face cineva care trebuie să se miște și n-are energia, puterea necesară să se miște? Ce vrei să faci în lumea spiritului dacă n-ai puterea Duhului? E nevoie de putere. Iar puterea vine din Duhul Sfânt ca un dar, ca o umplere, ca o pecetluire. Și ca să ajungi acolo trebuie să ceri și trebuie să ai răbdare, trebuie să insiști. Dorința ta mare te pune în situația să repeți mult. Roagă-te Domnului, roagă-te Domnului, roagă-te Domnului. Dragi tineri, frați și surori, suntem în această seară înaintea Domnului și vrem să ne rugăm. Vrem să stăm în fața lui Dumnezeu și să ne rugăm. De fapt, stăruința în rugăciune nu este numai pentru botezul cu Duhul Sfânt. Dacă ai o problemă importantă, boala cuiva sau personală, un necaz, o situație critică în familie, intră într-o rugăciune de stăruință și de post. Adică roagă-te mult și repetat și neîncetat pentru problema aceea, pentru că ai dorință ca să se rezolve. Dar în principiu cuvântul acesta este consacrat pentru rugăciunea insistentă ca să primești puterea lui Dumnezeu. Ce faci fără puterea lui Dumnezeu? Fii sincer, nu vezi cât de slab ești? Un om din țărână care ai planuri duhovnicești, dar care nu poți să le împlinești pentru că firea nu te lasă. Un om care ai nevoie de puterea lui Dumnezeu care să vină în viața ta și să-L poți mărturisi pe Hristos, să-L poți sluji pe Domnul, fără să te mai temi de oameni și fără să te mai lași descurajat de oameni, fără să mai fii nemulțumit să lași arma jos și să pleci spunând m-am săturat de război, să stai acolo și să reziști, să stai la pândă, să stai în luptă, să te împotrivești tare în credință vrăjmașului că el va fugi de la voi, chiar dacă acum urlă ca un leu, puterea lui Dumnezeu care lucrează prin voi e mai tare decât puterea care lucrează în lume. Ce facem noi fără Duhul lui Dumnezeu? Scriptura ne spune, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scriptura și nici puterea lui Dumnezeu. Iată dar cei doi factori care dau succes. Scriptura și puterea lui Dumnezeu. Scriptura și dunamisul lui Dumnezeu. Scriptura și darul Duhului Sfânt. Scriptura și umplerea cu Duhul Sfânt. Ce faci doar cu Scriptura? E ca o barcă. Știți cum se merge cu barca cu vâsle, cu două vâsle? Dacă ai avea numai o vâslă, ce faci? Te învârți în loc. Dacă ai avea numai pe asta la alta, te învârți în loc. Dar dacă le ai pe amândouă, te duci drept. Scriptura și puterea Duhului Sfânt. Scriptura și puterea Duhului Sfânt. Ioan capitolul 3, versetul 3 și versetele 3 și 5. Dacă nu sunteți născuți din nou, din apă și din Duh, din Duhul lui Dumnezeu și din Cuvântul lui Dumnezeu, nu vedeți împărăția și nu veți intra în împărăție. Omule, eu știu că ai în suflet un gust amar al acestei vieți. Ești dezamăgit, ești trădat, ești bolnav, ești obosit, te simți singur. Viața este atât de complicată și tu ești doar un om din țărână și aștepți promisiunea lui Dumnezeu. Dar ca să ajungi într-o zi acolo, aici, trebuie să fii un anumit fel de om. Trebuie să te pocăiești, trebuie să te naști din nou, trebuie să te sfințești, trebuie să lași darul și puterea Duhului Sfânt să vină în viața ta și să se manifeste acest semn inițial, ar vorbi în limbi, de care nu mai avem acum timp să spunem câteva lucruri, dar ceea ce te rog în această seară este să stai înaintea lui Dumnezeu să te rogi. Această promisiune este pentru tine.
Această promisiune este pentru tine. Această promisiune este pentru tine. Această promisiune este pentru tine. Hristos a instruit ucenicii 3 ani și jumătate și după 3 ani și jumătate de seminar le-a spus: nu plecați, pentru că încă nu aveți ce trebuie. Aveți doar cunoștința, dar nu aveți puterea. Rămâneți în cetate până veți fi umpluți cu putere de sus. Dar n-am primit puterea 3 ani și jumătate. Nu, ați primit instruirea teoretică. Acum așteptați să primiți puterea prin care veți avea resursele necesare să împliniți instruirea teoretică. Până acum știți ce trebuie să faceți, dar nu puteți să faceți ce trebuie. Până acum știți ce trebuie să faceți, dar nu aveți puterea să faceți ce trebuie. Așa că dacă ați învățat ce trebuie, așteptați să primiți puterea ca să puteți face ce trebuie. Când veți primi puterea, duceți-vă! Știi ce trebuie să faci? Ai venit la studiu biblic? Citești Scriptura? Te adâncești în cuvântul Domnului? Poți să faci ce știi? Ai primit puterea? E nevoie de o împrospătare? Omule, asta înseamnă să-L urmezi pe Iisus Hristos în secolul 21. Te rog în această seară, ia-ți un moment de rugăciune. Stai în fața lui Dumnezeu și spune: Doamne, pe mine m-a oprit ideologia oamenilor. Predicile lor mi-au limitat aruncarea mea spre Tine. Drumul meu, Doamne, și lupta mea a fost limitată de înțelepciunea dată lor, atât de limitat. În această seară mintea mea se deschide și noi dimensiuni capătă înțelegerea mea, noi orizonturi. Stau în fața Ta și îți mulțumesc că Tu vrei să-mi dai și înțelegerea rațională, dar vrei să-mi dai și puterea pentru a aplica ceea ce știu. Și vrei să pui în mine puterea aceea de care este nevoie pentru ca diavolul să plece și întăriturile celui rău să se facă zob, să pot rămâne tare în picioare în ciuda la orice țipăt al dușmanului și împotriva la orice uneltire a celui rău. În seara aceasta te invit să te rogi. Dumnezeu te-a chemat aici pentru ca să-ți dea, dar trebuie să-ți deschizi inima și să crezi. Trebuie să ai dorință. Dorința vine din convingere. Ea se manifestă prin repetare. Ai răbdare și stai înaintea Domnului, pentru că darul lui Dumnezeu este și pentru tine. Dumnezeu te iubește și pe tine. Dumnezeu te iubește și pe tine. Tu trebuie să fii un creștin mai puternic. Tu trebuie să fii un creștin mai tare. Nu un mediocru, nu doar un religios, ci un creștin puternic. Puterea lui Dumnezeu să fie în tine, să se zguduie porțile locuinței morților, să fugă diavolul, să pui pe fugă duhurile celui rău și să vorbești în numele Domnului. Dar pentru asta trebuie să vină puterea lui Dumnezeu. Cere-o și o vei primi. Ne ridicăm la rugăciune și ne rugăm Domnului împreună. Ne ridicăm la rugăciune și ne rugăm